care sunt piesele care nu ar trebui să lipsească din dulapul unei femei și unui bărbat? La un bărbat, un celebru smoking, tuxedo, la o femeie, rochia neagră, care te scoate din orice încurcătură, îi pui niște perle, îi pui niște accesorii, i-ai pus alt pantof, altă sandal, o capă de blană, te-a scos din orice situație. Câte tatuaje ai? 12, dar nu sunt foarte mari. Cel mai mare este un leu, pentru că din sunt săgetător cu ascendent în leu. După 40 de ani, atunci se transformă în leu, dar eu am vrut de fapt să ascund un Pegasus mic, oribil, care era pe, mi s-a părut penibil, care l-am făcut la 18 ani, și atunci am făcut un leu și a ieșit mai mare. În rest am tatuaje care au semnificații, nu am făcut niciun tatuaj fără vreo semnificație care să nu semne ceva. De exemplu, se spunea mult timp în urmă că cine are tatuaje nu o să ajungă niciodată în rai. Și pe urmă, biserica a dat un fel de dispreț. Și a spus, dom'le, dacă tatuajul sau are tatuaj fizionimea lui Dumnezeu sau un numele lui Dumnezeu, atunci e permis. E o prostie, dar asta e. Și aici scrie, no God, no glory. Celelalte tatuaje sunt... unul e într-o zonă mai intimă, la fel am vrut să ascund un delfin și am făcut o mantra care înseamnă, ține ceva, care ține de viața mea. Apoi sunt tatuaje legate de anumite persoane din viața mea, am un tatuaj cabala combinat cu ceva mason, mai multe. Anul trecut, dacă nu mă înșel, ai cumpărat un apartament în Dubai. Voiam să te întreb dacă este închiriat sau îl păstrezi special pentru tine ca să mergi în vacanță. Nu obișnuiesc să închiriez. Este un apartament foarte frumos, în cel mai luxos, aș putea spune, de Grisogono, făcut foarte bine, dar încă nu m-am gândit să-l închiriez. Deocamdată vreau să mă bucur de el. Înainte ajungeam mai des la Dubai, acum anul trecut am făcut calculul, by the way, am stat 32 de zile în România, atât. Anul ăsta cred că sunt mai puține. Mai ai și alte surse de venit în afara celor din modă? Categoric, am mai multe gate-uri deschise, în Horeca, în imobiliare, fabrici, da, normal. Și toate au mers bine anul acesta? Întotdeauna am mers bine, chiar și în pandemie, pentru că am știut cum să le jonglăm, cum să facem permutări de înluate câte ca. Și care e cea mai realizarea de care ești cel mai mândru anul acesta? Nu știu dacă e o realizare, eu cred că e o stare. Faptul că sunt bine și faptul că nu-mi dezamăgesc publicul care, repet, datorită și fanii datorită cărora exist. Sunt foarte mândru de ceea ce facem pentru bărbați, Vigo by Cătălin Botezatu, cu salonul noul showroom de la Los Angeles. Am plecat 258 de vedete internaționale. Și când spun asta, amintesc aici pe Pierre Brosnan, pe Keanu Reeves, pe The Rock, pe Iron Man, pe David Bisbal, pe care îl îmbrăcăm tot timpul. Deci e o pleadă imensă de vedete.